Salut și bine te-am găsit la EduTalks, idei pentru educație, un podcast în care discutăm cu oameni ce au experiență în domeniul educațional. Noi suntem Claudia Badiu, învățătoare, și Andrei Băleanu, profesor de matematică, și ne propunem să facem cunoscute povești valoroase și idei constructive. Nu pretindem că deținem adevărul sau că avem soluții miraculoase, doar credem că dialogul deschis ne poate face pe fiecare dintre noi să fim mai buni în ceea ce facem. A putea să intervii în direcția fericirii este foarte important să știi cum să reglezi celelalte emoții. Și atunci toate celelalte emoții au un rol în creșterea nivelului fericirii. Așadar, trebuie să știi cum să ajungi să-ți întâmpini furia, cum să-ți înțelegi tristețea, cum să vorbești cu propria durere, managementul durerii, cum să privești eșecul, cum poți să adaugi o latură productivă, cum poți să creezi zone de acestea de consum a emoțiilor care sunt într-un fel defavorabile până la un anumit punct. Această deschidere spre alegerea copilului îl determină și pe el să fie cât mai inventiv. La un moment dat devine el creator de fericire. Astăzi vorbim cu Andreea Puiu, absolventa Facultății de Litere din cadrul Universității București, în prezent doctorand în Pedagogia Fericirii, profesor pentru învățământul primar în București, facilitator a numeroase ateliere de creație pentru copii și părinți, inițiatoarea unor programe de neuroștiințe pentru copii. Bine ai venit, Andreea! Bine v-am găsit, Claudia și Andrei! Chiar ascultam cum sună cartea mea de vizită și ce am înfăptuit alături de toți actorii educaționali și mă bucuram așa, mi se bucura sufletul că mi-ai spus o poveste foarte frumoasă, mi-ai făcut o introducere minunată, îți mulțumesc! Cu drag, e povestea ta! Am spus mai devreme că tema doctoratului tău e pedagogia fericirii și vrem să ne spui mai multe despre asta. Da, pedagogia fericirii se pare că acum are mai mulți ani și a pornit din nevoia aceasta de a vedea cum o școală poate să fie fericită, numai că începând de la vocea copiilor, foarte repede mi-am dat seama că trebuie să merg spre fericirea profesorilor și să ascult vocea profesorilor, pentru că ei reprezintă niște modele de acțiune și modele de fericire. După care am mers și mai departe și am ajuns la vocea directorilor pentru a vedea dacă ei consideră că fericirea este moneda supremă și dacă investesc prin acțiunile pe care le aprobă în fericirea și a părinților și a elevilor și a profesorilor din școală. După care mi-am dat seama că foarte multe cazuri din clase au nevoie și de privirea specialistului. Și atunci am mers la vocea specialistului și am invitat profesori universitari în principal să prezintă anumite unghiuri de abordare a acestor cazuri din perspectivă pedagogică sau din perspectiva profesorului de filozofie, mai ales pe partea de filozofia fericirii, sau a mers pe intervenția psihologilor, pentru că este necesară o perspectivă psihopedagogică atunci când intervenim în clasă. Și s-au adunat foarte multe perspective. Mi-am dorit să fie o perspectivă așa de 360 de grade. Și pedagogia fericirii s-a construit și în felul acesta. Bineînțeles că am mers la literatura de specialitate și acolo am văzut care au fost inițiativele, care sunt studiile, care sunt cifrele care susțin o pedagogia fericirii, ce ar trebui să facem ca să ducem gândirea pedagogică din România spre o pedagogie a fericirii. După care am început să am foarte multe ateliere sau conferințe sau programe de formare a profesorilor pe această pedagogie, în ideea că fiecare profesor este un profesor de fericire. Și am avut o colaborare foarte frumoasă cu Teach for Romania în această direcție, unde am abordat mai multe elemente despre care o să vorbim. Și sunt foarte multe culoare pe care le pot aborda atunci când vorbesc despre pedagogia fericirii. Cu siguranță, efortul acesta de aproape 5 ani s-a văzut, pentru că am fost chiar impresionată de deschiderea profesorilor spre pedagogia fericirii și pot să spun că ce am observat la profesori este că își doresc foarte mult să cunoască instrumentele fericirii, principiile fericirii, ce pot să facă astfel încât nivelul fericirii la școală să fie crescut. Și există tot felul de rapoarte
internaționale care plasează România cu un anumit scor al fericirii. Se vorbește despre un oraș fericit și chiar aseară mă uitam care este profilul Bucureștiului ca oraș fericit și cum poți să transpui modelul de oraș fericit la nivelul unei clase, pentru că și clasa este un fel de orășel al fericirii și mă gândeam unde sunt zonele albastre ale fericirii, pentru că oamenii când stau mai aproape de apă schimbă starea, sau unde sunt zonele verzi ale fericirii dintr-o clasă. Și am avut mult timp un colț viu al clasei cu animăluțe, copiii aveau o plantă pe bancă, care este calitatea aerului, cât de mult se aerisește o clasă, cum se simt copiii în spațiul în care se află, cât de mult control au asupra clasei, pentru că și locuitorii unui oraș sunt fericiți dacă simt că au un control asupra modului în care ei și aleg să-și petreacă timpul liber și așa mai departe. Deci se leagă nivelul acesta macro de nivelul micro și ajungem de la zonele foarte mari ale fericirii la detalii și intervențiile fericirii stau foarte mult în detalii la nivelul unei clase. Iar astăzi mă gândeam eu să vorbim așa despre patru direcții, care sunt beneficiile fericirii pe care pedagogia fericirii le aduce în discuție, cum pot fi abordate miturile fericirii, care ar fi mindset-ul fericirii și cum legăm mindset-ul fericirii de modelele mentale ale profesorilor și cum putem să valorificăm vocea actorilor educaționali ca să vorbim de un nivel de sinceritate a școlilor potrivit, astfel încât să se cunoască situația reală a școlilor și să putem să facem intervenții în funcție de, în cunoștință de cauză. Andreea, ai folosit de foarte multe ori cuvântul fericit și mi se pare relevant să ne spui ce înțelegi tu prin fericire sau ce înțelegi măcar din perspectiva pedagogiei, pentru că cumva eu simt că fiecare dintre noi înțelegem nuanțe diferite și cred că e important să avem o raportare asemănătoare din perspectiva discuției noastre. Cu siguranță fericirea are o istorie îndelungată în ceea ce privește abordările și este loc atât de interpretările personale cât și de interpretarea științifică. Însă scopul pedagogiei fericirii este să aducă în prim plan perspectiva științifică asupra fericirii. Adică studiile făcute în ceea ce privește nivelul de fericire al unei țări, a elevilor și așa mai departe. Fericirea este definită, de exemplu, de Seligman ca o haină mentală sau este definită de către Richard Mathieu ca o interpretare a lumii și atunci noi putem să plasăm definițiile noastre la un anumit nivel. Însă fericirea, așa cum am selectat eu pentru pedagogia fericirii, este abordarea științifică și atunci merg foarte mult pe neuroștiințe și mai ales pe utilizarea conceptelor creierul fericit și corpul fericit, pentru că sunt foarte multe teorii care sunt conectate la fericire, iar eu am ales, spre exemplu, metoda whole body education sau full body education, adică educația care se adresează întregului corp. Și sunt multe, multe paliere care pot să fie descoperite în ceea ce privește creierul fericit, legat de hormonii fericirii, activitățile care reprezintă o sursă de fericire pentru creier, ce înseamnă corpul fericit, copiii să știe cum să se relaxeze, că mișcarea este o bomboană cognitivă și pentru creier. Deci sunt foarte, foarte multe abordări. Dar, în principal, atunci când vorbim despre fericire, este important să ne gândim la starea optimală a ființei. Putem să luăm, într-adevăr, nivelul de fericire autoraportat, adică o persoană poate să spună de la 0 la 10 cum se simte și este nivelul de fericire autoraportat, așa cum consideră nivelul la care crede că se plasează, dar sunt și metode sau instrumente prin care se poate măsura în mod obiectiv nivelul de fericire și sunt instrumente adaptate pentru copii, instrumente adaptate pentru adulți. Așadar, fericirea este un fel de haină mentală care se poate schimba, o stare care se poate schimba, asupra căreia se poate interveni și tocmai acesta este aportul pe care pedagogia fericirii îl poate aduce, să poată să susțină sau să crească nivelul fericirii, un nivel de fericire optim. Această stare optimală a ființei poate include elemente negative?
Da, este foarte interesant că fericirea este precum o monedă. Cu siguranță trebuie să privim ambele părți, să vedem și beneficiile pe care le aduce, dar cu siguranță există și o față neagră, așa apare în literatura de specialitate, a fericirii, iar dincolo de lucrul acesta, pentru sănătatea emoțională, atât a elevului cât și a profesorului, este foarte important să înțelegem adecvat toate emoțiile. Și atunci, pentru a putea să intervii în direcția fericirii, este foarte important să știi cum să reglezi celelalte emoții. Și atunci toate celelalte emoții au un rol în creșterea nivelului fericirii. Așadar, trebuie să știi cum să ajungi să-ți întâmpini furia, cum să-ți înțelegi tristețea, cum să vorbești cu propria durere, managementul durerii, cum să privești eșecul, cum poți să adaugi o latură productivă, cum poți să creezi zone de acestea de consum a emoțiilor care sunt într-un fel defavorabile până la un anumit punct, sau cum să știi să stai într-o emoție negativă. Așadar, atunci când noi îi pregătim pe copii sau pe profesori să abordeze fericirea, este foarte important să îi dotăm și cu instrumente prin care să discute sau să lucreze și cu celelalte emoții, pentru că noi nu vorbim în fericire de procentul 100%, asta înseamnă deja patologic, este un lucru care nu se poate întâmpla. În studiile de specialitate chiar se spune că raportul optimismului, spre exemplu, este de 3-1, adică pentru a avea această trăsătură de optimism, spre exemplu, la trei experiențe emoționale pozitive, cu siguranță vei avea și o emoție negativă. Deci, cumva, atunci când pui în balanță emoțiile, raportul va fi de 3-1. Niciodată nu va fi un scor nul în privința emoțiilor negative, pentru că ele arată natura umană. Faptul că putem să întâlnim o serie de evenimente care declanșează noi și emoții negative, emoții pe care este necesar să le înțelegem, să le îmbrățișăm, să știm cum să le abordăm. Așadar, Andrei, răspunzând la întrebarea ta, în fericire luăm în calcul toate fațetele fericirii, inclusiv prezența emoțiilor negative. Hai să trecem prin cele 4 puncte de care ai spus tu mai devreme și ai spus primul punct, beneficiile fericirii. Da. Este unul dintre subiectele mele favorite atunci când aduc în discuție fericirea în dialogul cu părinții sau profesorii sau directorii, pentru că aceste beneficii ale fericirii ne arată că eforturile pe care le facem noi sunt într-o direcție luminoasă și pot să transforme mediile noastre de dezvoltare, pentru că este important să conștientizăm că atât părinții cât și profesorii rămân într-o continuă mișcare interioară și intelectuală și într-o continuă dezvoltare și este necesar să le arate copiilor că își găsesc resurse pe mai departe. Și putem să pornim, spre exemplu, de la axa copil fericit, elev fericit, angajat fericit, angajator fericit, lucruri care descriu atât viața copilului cât și viața adultului. Spre exemplu, dacă vorbim despre fericirea la locul de muncă, este foarte important să încadrăm această fericire în viața profesorului sau în viața părintelui. În literatura de specialitate sunt date niște cifre. Spre exemplu, angajații fericiți sunt cu 31% mai productivi, deci este un procent care modifică foarte mult performanța la muncă. Sau au salarii cu 37% mai mari, ceea ce arată foarte clar că succesul la muncă poate să fie influențat de fericire. Sau sunt de 3 ori mai creativi. Investind încă de la vârstele mici în instrumente care să-i ajute pe copii să-și gestioneze resursele, să intervină asupra propriului nivel de fericire, ei o să se simtă la locul potrivit, la locul de muncă, pentru că își vor cunoaște punctele forte, vor ști cum să abordeze anumite situații, vor ști ce activități să integreze în viața de zi cu zi, cum să-și facă o viață fericită, astfel încât să aibă aceste rezultate care să-i determină să aibă și o viață plăcută, și o viață bună, și o viață semnificativă. Cele trei tipuri de fericire care sunt menționate în fericirea autentică. Acum, dacă vorbim la nivel de școală, sunt o serie de beneficii ale fericirii de care ne putem bucura atât noi profesorii în mijlocul copiilor, și copiii pot să savureze aceste efecte ale fericirii,
cât și părinții care știu că școala devine un loc de încredere. Vorbim despre o creativitate mai înaltă, un alt beneficiu este o deschidere mai mare spre nou, posibilitatea de a genera mai multe soluții, o memorie mai bună, o gândire mai flexibilă și așa mai departe. Deci sunt foarte multe beneficii ale fericirii care aduc niște efecte pozitive, cum ar fi, spre exemplu, efectul de contagiune. Adică dacă în cadrul clasei sunt folosite instrumente ale fericirii, la nivelul clasei se propagă această stare bună, copiii reacționează, pentru că relațiile sunt un element cheie în fericire, reacționează la starea colegilor, dar în același timp există un schimb continuu între profesor și elev. Deci este foarte important ca noi să reușim în clasă să găzduim aceste beneficii ale fericirii și să intervenim în direcția lor. Iar copiii este foarte important să cunoască lucrurile acestea. Ce alegere fac și ce beneficii îmi aduce această alegere. Ușor, ușor, după ce începem la clasele mici să introducem anumite principii ale fericirii, copiii deja în clasa a treia și a patra dau dovadă de o autonomie mai înaltă, iau decizii mult mai repede și singuri își pot administra aceste pastile de fericire. În sensul că sunt foarte multe studii care arată că dacă un copil se gândește la cea mai fericită zi din viața lui sau la un moment plăcut din viața lui, la test, chiar și la testele de matematică, va înregistra mai puține erori și gândirea lui va fi mai rapidă. Deci lucrul acesta a fost studiat și s-a arătat că un simplu moment în care se gândește sau își reactivează un moment de fericire are impact asupra rezultatelor academice. Pentru că atunci când vorbim despre beneficiile fericirii, le punem în relație cu rezultatele pe care copiii le au la școală și rezultatele pe care profesorii sau părinții le au în instituțiile în care lucrează. Și în felul acesta, aducând la cunoștință care sunt beneficiile fericirii, putem să transformăm chiar cultura organizațională, adică fericirea să devină o prioritate, tocmai pentru că îmbunătățește foarte mult aceste scoruri. Adică noi nu vorbim de fericire ca și cum ar fi în aer, ea transformă acești indicatori, acești parametri, astfel încât învățarea să fie de calitate, munca să fie de calitate și este o autogenerare. Cu cât lucrezi mai bine, te bucuri de propriul efort, efortul de calitate, cu atât nivelul tău de fericire este mai înalt și cu cât nivelul de fericire este mai înalt, se întoarce spre implicarea pe care o ai tu, angajamentul față de muncă, munca pe care o depui, loialitatea față de companie, sentimentul că aparții instituției, așadar sentimentul că suntem în locul potrivit, atât din poziția de elev, cât și din poziția de profesor sau de părinte. Ceea ce spun acum și trebuie subliniat este faptul că în fericire este important să ajungem la un numitor comun, adică trebuie să știm despre ce vorbim, pentru că dacă avem hărți diferite, eforturile noastre nu vor fi în aceeași direcție. De aceea, în funcție de capacitatea de înțelegere a copilului, este important să facem un program prin care ei să ia în stăpânire aceste instrumente ale fericirii. Pe părinți, la fel, trebuie să îi invităm să cunoască aceste elemente ale pedagogiei fericirii ca să poată să devină parteneri de învățare și parteneri de transformare pentru școală și totodată profesorii au nevoie să știe în mod clar cum pot să aducă mai multă fericire în școli și cum pot mai ales să lase spațiu liber copiilor să-și creeze propria fericire. Pentru că ne întâlnim foarte repede cu miturile fericirii despre care urma să prezint. Prin instrumente tu înțelegi, de exemplu, capacitatea de a se adapta, capacitatea de a-și asuma alegerile sau acțiunile. Nu mi este foarte clar ce înțelegi tu prin instrumente ale fericirii. Da, instrumentele fericirii sunt niște instrumente foarte practice care se pot folosi încă de la prima ora dimineții. Spre exemplu, jurnalul fericirii la școală pe care l-am lansat chiar în 2020 este unul din instrumentele fericirii, pentru că el cuprinde atât modul în care ne putem începe ziua cu gândul zilei, oferim un nume zilei, scriem motivele de fericire pe care le-am avut peste zi, avem activități din gama celor
12 activități care reprezintă o sursă a fericirii. Deci instrumentele fericite despre care vorbesc eu sunt foarte clare, începând de la jurnalul respectiv sau sunt foarte multe activități care implică foarte multă mișcare sau un ghid care transformă orice disciplină într-o disciplină care învață pe copii despre sine și care se leagă de interesele lor de dezvoltare. Spre exemplu, am dezvoltat un instrument legat de predarea limbilor străine care implică creșterea nivelului de fericire, iar pentru engleză se numește Be Happy in Romanian și l-am folosit chiar în cursurile pe care le-am făcut cu grupuri din America, grupuri de copii din America. A fost folosit pentru 20 de țări, pentru că am lucrat și cu grupuri de copii imigranți și am văzut efectele pe care le are acest instrument. Deci fiecare instrument este legat de niște obiceiuri ale fericirii pe care le implementezi în clasă. Obiceiurile fericirii fiind legată la rândul lor de obiceiurile învățării. Deci este o paletă întreagă de instrumente. Primul l-am și spus, am încercat să ajungă cât mai repede în clase, jurnalul fericirii la școală, dar sunt foarte multe instrumente pe care le-am dezvoltat în funcție de momentul zilei, în funcție de categoria căreia mă adresez. Dacă mă adresez elevilor, sunt niște instrumente ale fericirii, niște instrumente ale fericirii pentru profesori și niște instrumente ale fericirii pentru părinți. Se înțeleg că pe parcursul zilei există anumiți pași pe care îi urmezi în direcția asta împreună cu elevii tăi, nu? Eu, pentru clasa mea, am făcut această harta fericirii, însă în cursurile de fericire pentru profesori pe care le-am livrat în ultimii ani, i-am ajutat să înțeleagă modul în care pot să adapteze profilului clasei aceste instrumente. Deci am discutat pornind de la nevoile clasei, astfel încât aceste instrumente să fie pe măsura clasei respective. Adică în fericire nu vorbim de măsură universală, pentru că așa cum spuneai tu la început, fericirea este și interpretarea pe care noi o dăm unei anumite experiențe de învățare, de viață și așa mai departe. Așadar, în fericirea clasei este foarte important să integrăm vocea copiilor de acolo, pentru că nu putem să punem pe același plan o școală, eu știu, din București, o școală din mediul rural sau o școală dintr-un cartier din București, o școală din alt cartier, pentru că sunt resurse diferite și trebuie să pornim de la resursele existente acolo. Dar provocarea pe care am acceptat-o alături de profesorii cu care am lucrat este a fost să facem desfășurătorul unei zile fericite la școală. Da? Începând de la modul în care ne folosim expresia feței, e foarte importantă fața și privirea profesorului în fericire, modul în care intri pe ușă, cu ce energie intri pe ușă, dacă ți-ai scanat emoțiile, sunt și câteva materiale care pot fi folosite de către profesor. Este o carte mindfulness pentru profesori, foarte utilă, inclusiv cu un ghid de auto-îngrijire. Deci sunt niște lucruri pe care trebuie să le aplici înainte de a ajunge în clasă și când ajungi în clasă în ceea ce privește instrumentele de fericire. După aceea contează foarte mult cum arată catedra ta, cum arată băncuțele copiilor. De fiecare dată au fost niște decizii de transformare a acestor băncuțe. De fiecare dată am adăugat un element de fericire pe catedra mea sau pe catedra copiilor. Pauzele au fost într-un anumit fel, au fost pauze creative, pauze de dezvoltare. Am avut un antrenor de pauze ca să învețe pe copii cum să relaționeze pozitiv. Modul în care termini programul la școală contează foarte mult și sunt niște ritualuri și de relaxare și de încheiere a programului. Modul în care își pregătesc ghiozdanul, spre exemplu, inclusiv au avut o melodie pe care își pregăteau ghiozdanul, astfel încât să plece liniștiți de la școală. Modul în care parcurg drumul spre casă copiii și care este programul pe care ei și fac după amiaza, bineînțeles programul de somn, pentru că somnul este un indicator foarte bun pentru nivelul de fericire și pentru cum vor veni pregătiți pentru a doua zi. Așadar, se ia fiecare moment din zi și îi se acordă timp, îi se alege un instrument de intervenție și se discută de fiecare dată, se face o analiză. O analiză atât a zilei cât și a săptămânii. Copiii sunt învățați să analizeze progresul, de exemplu, progresul de implicare. Tot timpul fac un scor. De exemplu, dacă vorbim de teme, angajamentul pe care îl iau față de teme.
am 25 de elevi în clasă, tot timpul fac scorul. Câți dintre cei 25 au finalizat tema? Câți au finalizat o temă care să reprezinte și inspirație și să fie și o temă de calitate? Vorbim despre ce înseamnă efortul de calitate. Deci, în momentul în care ajungi să pui totul cap la cap, să clarifici aceste concepte, ce înseamnă efort de calitate, ce înseamnă atmosferă de concentrare, ce înseamnă partener de învățare, faci lucrul acesta cu copiii o perioadă până înțeleg foarte bine aceste instrumente, după aceea este foarte ușor să faci puzzle-ul zilei și, în primul rând, este foarte ușor să vezi cum copiii își aduc aportul, își aduc contribuția și tu, ca profesor, ești doar un partener, ești doar un ghid, urmărești, monitorizezi. Să mă joc puțin de avocatul diavolului cu tine. Dacă cineva îți va spune că tu îi dezvolți pe acești copii într-o bulă și că, de fapt, viața reală este plină de probleme mai mici sau mai mari în fiecare zi, la care ei nu o să mai poată reacționa în modul ăsta, ce îi răspunzi? I-aș răspunde din perspectiva fericirii științifice, așa cum o fac de fiecare dată atunci când aduc în calcul fericirea în școală, spre exemplu. Fericirea, dincolo de simțul comun, care înseamnă, eu știu, entuziasm, euforie, fericirea înseamnă o mare cotă de responsabilizare, iar modul acesta de a responsabiliza copiii îi determină pe ei să creeze daruri de învățare, spre exemplu, să construiască niște lecții deosebite sau să fie încă de la clasele mici profesori, pe rând, în clasă, pe metoda copil pentru copil. Totodată ei știu cum să se autoregleze, deci ei știu cum să perceapă o anumită situație și cum să intervină într-o anumită situație într-un mod pozitiv. Sau, spre exemplu, în clasa mea ei știu că fiecare persoană are regulile ei, adică eu ca învățător am niște reguli și le-am explicat și le-am ales împreună. Ei când vor întâlni o persoană vor vedea care sunt regulile acelei persoane și se vor adapta în funcție de aceste reguli. Deci ei înțeleg, ei știu să împartă lumea. La un moment dat chiar făceam un joculeț cu ei, cele trei cutii, în eu, fapte și ceilalți. Ei știu ce ține, ce este în controlul lor, știu care sunt faptele, să vadă care este o situație și să o pună în cuvinte și să își dea seama de ceea ce fac ceilalți, ce ține de ceilalți. Așadar, nu este deloc o bulă, este destul de mult efort, este colaborare, este cunoașterea celuilalt coleg. Sunt foarte multe lucruri pe care trebuie să le faci atunci când îți construiești propria fericire. Așadar, nu cred că această fericire poate fi văzută ca o vacanță emoțională, ci este ca un efort, o construcție personală, astfel încât ei să aibă grijă de ei și de ceilalți. Deci două coordonate foarte importante ale fericirii, să știe să aibă grijă de ei și de ceilalți. Și atunci când copilul iese în lume știind să aibă grijă de el, nu cred că se va simți așa un șoc. Pentru că deja în clasă, având o varietate de situații și cu siguranță o școală ideală nu am nici eu, cu toate că este o școală deosebită, și atunci noi ne antrenăm foarte mult. Plus că noi avem foarte multe proiecte de educație civică, unde ei întâlnesc tot felul de realități. Au o mulțime de invitați. Ultima dată chiar a fost un judecător care le-a explicat tot felul de cazuri. Și ei știu lucrurile acestea, adică fericirea nu înseamnă să izolezi pe copii sau să-i ferești de emoțiile negative, ci dimpotrivă lăsăm ca aceste emoții să fie simțite în clasă și vedem cum putem să fim alături unii de ceilalți. Sunt perfect de acord cu tine și face sens și în capul meu tot ce spui, însă ceva nu mi se leagă. Care e legătura între tot ce mi-ai spus mai devreme și realizarea ghiozdanului pe o anumită melodie și momente de genul ăsta? Da, uite, de exemplu, de foarte multe ori copiii când termină ora și când trebuie să plece, pleacă într-o atmosferă așa foarte, un zgomot destul de puternic, pleacă destul de agitați, ei sunt ajutați de aceste melodii pe care ei și le aleg, deci ei le propun, să plece să pregătească, mă rog, nijan, spunem noi, într-o atmosferă așa silențioasă, să pregătească ghiozdanul, se numesc momente de tranziție. Deci, în momentul în care ei pleacă de la școală spre acasă, sunt niște momente de tranziție în care e important să se regleze. Și vedem adulți care se îmbuzesc, care nu așteaptă, care
Este destul de supărător când ne întâlnim noi adulții cu astfel de situații. Bine, copiii trebuie să învețe de acum faptul că, uite, suntem un grup și există o anumită ordine, terminăm într-un anumit fel programul, lăsăm clasa pentru ceilalți care vin într-un anumit fel. Deci grija față de sine și față de propriile obiecte și față de ceilalți se vede într-un simplu moment, pentru că, de fapt, fericirea poate fi captată exact în aceste momente. Iar ca să mai răspund și la ceea ce mi-ai spus tu legat de faptul că poate, nu știu, programul acesta îi face pe copii să fie într-o bulă. Dacă luăm numai o teorie, că sunt foarte multe teorii valabile legate de fericire, dacă luăm teoria propusă de Tal Ben-Shahar cu modelul Spire, sunt 5 componente principale ale fericirii. Este spiritualul, deci înveți pe copii să aibă niște rădăcini, să poată la nivel spiritual să aibă niște ancore. Componenta fizică, să aibă grijă de propriul corp, de ceea ce simt cu propriul corp. Mai este componenta intelectuală, să fie deschiși la idei noi. Deci copiii care sunt expuși la această pedagogie a fericirii sunt deschiși la celelalte idei, nu au partea aceasta de aversiune față de nou, le permit celorlalți să aibă propriile păreri, pentru că în momentul în care eu în clasă invit un copil să prezinte, spun că acum este spațiul lui Daniel, spre exemplu, și respectăm spațiul, avem urechiușe magice pentru copilul respectiv și atunci este partea aceasta de reciprocitate, oferim și primim. Și toată diversitatea de care spuneam, toate proiectele pe care le-am făcut despre minunile lumii, spre exemplu. În primul rând, ei știu că ei sunt o minune a lumii, pentru că am învățat despre creier, despre corp, despre câte lucruri spectaculoase poate să facă corpul uman, dar în același timp descoperim tot timpul, nu știu, peșteri de pe Mavamond sau am făcut tot felul de proiecte despre statui deosebite. Am jucat la Joc și Mișcare un joc despre statui și am zis, dar hai să vedem ce statui sunt pe această lume, ca să reușim atunci când mimăm aceste statui să vedem ce există. Nu știu, că există în Turcia statui cu schiori. Poate nu v-ați gândit atunci când ați mimat o statuie să fiți schiori și așa mai departe. Deci e partea aceasta de uimire care este o componentă a optimismului. Uimirea este una dintre cele 10 forme ale optimismului. După partea intelectuală este componenta relațională, pentru că relațiile pe care copiii le stabilesc în cadrul școlii sunt un predictor foarte important pentru nivelul lor de fericire. După care este nivelul emoțional, cum reușesc ei să conțină toate emoțiile, să-și onoreze toate emoțiile. Și atunci dacă noi ca adulți și mai ales dacă pornim de la vârstele mici, respectăm cele 5 componente, deja suntem o masă cu 4 picioare, avem foarte multă stabilitate. Sunt niște competențe de viață care pregătite acum îi fac pe copii să aibă drag de învățare, să aibă responsabilitate față de propria formare, să fie deschiși la ceea ce aduc profesorii în clasă și să reușească inclusiv să fie parteneri de învățare, adică să-l ajute pe profesor, să empatizeze cu profesorul, să creeze un mediu de învățare pozitiv. Conceptul despre care povestești tu acum, mă rog, conceptele, fiindcă sunt mai multe, mi-a oferit așa o perspectivă mai vastă decât știam până acum și te întreb, se poate aplica acest concept, pedagogia fericirii, în orice mediu, fie că vorbim de rural sau urban? Eu sunt învățătoare și îmi dau seama că de multe ori sunt atât de multe lucruri de făcut încât ar trebui tot ce ai povestit tu până acum să fie deja o rutină pentru mine și pentru copii. Și cumva o altă parte a întrebării, cât durează până toate lucrurile astea se inserează în programul obișnuit al unei clase? Este o întrebare foarte bună, la care am căutat o aplicare, în primul rând, pragmatică. Și această pedagogie clar nu este pentru o școală unică, ci este pentru un sistem. Ceea ce am investigat eu a fost tot ceea ce ține de sistemul românesc. Dacă noi vom putea vorbi despre școli fericite în România, în condițiile prezente, și am toate aceste concepte pe care voi le-ați auzit, o parte din ele, pentru că sunt mult mai multe, care se leagă de fericire, arătând că fericirea este un fenomen multidimensional și este firesc să fie complex, fiind atât de important pentru ființa umană. Și am investigat amintirile de studiu, ce amintiri fericite au fost la școală, care este profilul profesorului de fericire sau al profesorului fericit din perspectiva copilului, din perspectiva profesorului, din perspectiva părintelui.
Am mai întrebat profesorii cât de fericiți se simt la școală, cât încredere au părinții în școli, cât de fericiți se simt copiii din România la școală și așa mai departe, cât de mult simt că vocea lor este auzită la școală. I-am întrebat pe fiecare de ce ar avea nevoie în școală ca să se simtă fericiți și așa mai departe. Deci au fost tot felul de întrebări ale fericirii, astfel încât să creionez o pedagogie a fericirii pentru România. Și aceste instrumente ar trebui să fie eficiente în fiecare clasă, dar după cum spuneam, ele trebuie să arate, să ilustreze chipul clasei respective. Așadar, e foarte greu să mănânci din mâncarea făcută de celălalt, trebuie să-ți faci propria mâncare în funcție de dozele care sunt pentru tine pozitive, câtă sare vrei, cât oțet vrei și așa mai departe. Așadar, nu poți la nesfârșit să mănânci mâncarea făcută de altcineva pentru a fi stăpân pe propria alimentație sănătoasă sau pe propria viață. Eu am avut șansa până acum să lucrez cu 3 clase diferite în sistem full-time pe pedagogia fericirii și cu la alte clase am fost invitată cu ora de fericire. Am lucrat cu foarte mulți profesori, am fost invitată în multe alte școli. A fost găzduită pedagogia fericirii în foarte multe școli. După cum am spus, am făcut multe programe în colaborare cu specialiști, spre exemplu, psihologi, și astfel am vorbit foarte mult de inteligența fericirii, care este foarte importantă și care poate fi la fel crescută prin programul Pedagogia Fericirii. Și ce am observat eu este că în maxim 6 luni, cam cât este nevoie oricum pentru o schimbare, se văd rezultatele, adică copiii care poate la început, când i-am preluat, erau care pe care obișnuiți să spună ce a făcut sau așteptând o sancțiune, au văzut modul în care se poate răspunde la un anumit comportament și cum poți să-l ajuți pe celălalt și ce poți să tolerezi și cum poți să inviți profesorul la o discuție. Deci s-au schimbat foarte multe detalii, foarte multe elemente, începând de la caiete. Au apărut noi caiete, am avut caietul de încurajare în care ei scriu propriile mesaje după teste sau atunci când vor pur și simplu să conțină o emoție sau să se organizeze sau făcut tot felul de surprize pentru ceilalți, a lăsat tot felul de bilete pe bancă colegilor cu spor la învățat sau nu știu, tot felul de lucruri care în funcție de cum îl cunoșteau pe coleg și făceau aceste instrumente. Adică noi, v-am spus, nu vorbim în afara contextului. Ne uităm foarte bine la o situație și vedem cam ce ar trebui să facem în situația respectivă dacă ar fi să punem întrebarea ce ar face fericirea acum. Da? Deci este și o aptitudine care se poate dezvolta în momentul în care profesorul își dezvoltă această gândire pedagogică, incluzând principiile fericirii, apare cu foarte multe astfel de intervenții pe care ajunge să le cântărească și să vadă care va fi impactul. Spre exemplu, am avut și o secretară la unul dintre aceste programe și îmi spunea ce fel de scrisori de recunoștință le făcea profesorilor și cum a reușit ea să transforme ce fel de afișe de fericire a pus în școală. Așadar, pedagogia fericirii nu se referă numai la, eu știu, profesori, părinți, ci la toată lumea din școală. Cum pot ei să contribuie la fericirea dintr-o școală, pentru că până la urmă școala ne aparține sau ar trebui să ne aparțină ca să avem un nivel de fericire ridicat în instituții. Când povestești despre implementarea pedagogiei fericirii într-o școală, îmi imaginez așa ca un fel de grădină în care trebuie să muncim ca să creștem plantele, dar ca ele să crească și să fie sănătoase e nevoie să fim implicați și să ne dorim asta. Întrebarea mea este dacă fericirea copiilor ține de fericirea profesorului. Și dacă da, în momentul în care la profesor nu se identifică astfel de concepte despre care ai povestit tu, atunci cumva acei copii, ce se întâmplă cu ei? Sau cum ar putea și ei să beneficieze de astfel de elemente? Fericirea profesorului cu siguranță impactează modul în care copilul percepe fericirea la școală, în primul rând, și cum percepe mediul în care se dezvoltă, dar inclusiv cum se percepe pe sine, pentru că spuneam că inclusiv de la detalii, de la privire și de la tonul vocii și de la expresiile faciale, profesorul îi dă tot felul de semnale copilului și este ca o oglindă magică pentru copil.
Sunt mulți copii care au răspuns că un profesor fericit este cel care nu țipă. Deci pur și simplu au dus în zona de negativ și au redus la atât de puțin, adică s-ar mulțumi cu atât de puțin. Ideea este că este foarte important și profesorii să cunoască care sunt criteriile fericirii, astfel încât să reușească să le ofere și să investească timp pentru ca acestea să existe într-o școală, adică să investească în această identitate de școală fericită, să reușească să se documenteze, să fie o intervenție documentată la nivel de școală, pentru că, dincolo de intuiția noastră de profesor, este foarte important să cunoaștem niște date, ce funcționează și ceea ce nu. Adică, după cum spuneam, trebuie să mergem la știința fericirii, nu doar la ceea ce considerăm noi, la convingerile noastre sau să facem dintre anumite zone rănite, să intervenim la nivel de școală. Pentru că modelele mentale ale profesorului sunt foarte legate de mindset-ul fericirii, adică cât de flexibil este un profesor în colaborarea cu părintele, câtă rezistență la schimbare are un profesor, iar este foarte important. Și da, un copil va simți ce vine dinspre un profesor fericit, va simți pasiunea cu care predă, zâmbetul pe care îl aduce în clasă, chiar în literatura de specialitate este expresia aceasta zâmbete în minte. Trebuie să avem și zâmbete în minte, nu numai pe chip, pentru că, știți, în fericire, și mai ales în fericirea autentică, bineînțeles, nu vorbim de falsuri, adică Seligman vorbește de optimismul fals, care spune că nu are nicio influență asupra hormonilor fericirii. Cortizolul rămâne la fel, deși rămâi la fel de stresat, e ca și cum ai fi furios, chiar dacă tu îți pui tot felul de, nu știu, sunt bine, sunt din ce în ce mai bine și de fapt tu nu te simți bine și nici nu rezolvi situația. Sau se vorbește de visurile false în managementul visurilor la nivel de școală. Visurile copiilor preluate de la părinte care vrea să-și îndeplinească niște lucruri pe care nu a avut timp în viața de școlar să le bifeze. Și observi cum părinți care, nu știu, au avut niște rezultate academice nu tocmai strălucite, să pună foarte multă presiune pe copil ca să demonstreze el cumva ce nu dovezile acelea școlare care ar trebui să existe în viața părintelui. Și așa mai departe. Deci dacă nu ajungem să cunoaștem care sunt studiile științifice și dacă doar vorbim din propria experiență de profesor sau cum simțim lucrurile, nu este suficient. De aceea se și spune că profesorii în studiile realizate au dat dovadă de o insuficientă pregătire pentru a răspunde emoțiilor din clasă sau se spune foarte mult în urma investigațiilor la nivelul școlilor că profesorii refuză efectiv să intervină la nivel emoțional, spun că nu ține de competențele dumnealor, ci că ține de partea unui psiholog. Dar sunt situații atât de variate și de complexe într-o clasă încât noi trebuie să fim pregătiți să acordăm acel ajutor emoțional în clasă și să asigurăm un mediu în care atât sănătatea mentală a profesorului cât și sănătatea mentală a copilului să fie o prioritate. Pentru că cunoaștem foarte mulți profesori implicați care ajung la burnout, cunoaștem burnout-ul copiilor, toate emoțiile care sunt legate de școală, anxietate, depresie. Așadar, noi vorbim de categorii, la un moment dat, vulnerabile. Copiii care, dacă au un nivel de optimism scăzut, ei sunt mai predispuși, spre exemplu, în adolescență la depresie sau dacă stilul explicativ este pesimist, ajung să interpreteze lumea cu pesimism. Și de aceea e important ca profesorul să cunoască, în primul rând, să se cunoască pe sine, să-și facă această radiografie a propriei fericiri, să fie cercetătorul propriei fericiri, să se intereseze, ok, hai să vedem care sunt hormonii fericirii, care sunt activitățile care impactează hormonii fericirii, care sunt sursele de fericire într-o școală, deci chiar se pot face tot felul de postere cu aceste informații, să fie livrate pe înțelesul profesorilor. Este foarte greu pentru unii profesori care nu au anumită formare să ajungă la articole științifice și să urmărească indicatorii respectiv. Plus că sunt diverse abordări ale fericirii care s-au schimbat de-a lungul timpului. Anumite lucruri care corelau înainte nu mai corelează într-un alt interval. Se observă progresul inclusiv la nivelul țărilor. Crește cota de fericire între, nu știu, 2014, 2018 și 2017-2019, după ultimele rapoarte. Ce se întâmplă cu copiii care n-au un profesor fericit? Păi, în primul rând, au timpul didactic acela, în loc să fie timpul fericirii, este de foarte multe ori în timp irosit și ne întâlnim cu potențialul copilului irosit, pentru că
El este acolo, dar nu știe că poate să spună părerea. Ora, de fapt, nu îi aparține, nu putem să aplicăm principiul participării active, deci copiii sunt mai mulți spectatori și ne punând în acțiune principiile fericirii, calitatea orelor este redusă, copilul nu se dezvoltă armonios, nu ajunge la această cunoaștere de sine, nu știe care sunt punctele forte, care sunt punctele pe care trebuie să le fortifice și sunt o mulțime de minusuri așa în scară, care până la urmă determină o treaptă foarte șubredă pentru următoarele niveluri de școlarizare, pentru adolescență, deja ca student nu prea știe cum să se orienteze și să-și aleagă profesia, iar mai târziu va ajunge într-un job care nu îl reprezintă, bineînțeles, aici oarecum mergând pe partea aceasta, că nu va întâlni la un moment dat o spirală ascendentă sau un profesor care să salveze situația, care să aibă un impact foarte mare. Eu cred că este o nevoie reală a școlilor și a profesorilor de a cunoaște mai multe despre fericire, pentru că o educație de calitate înseamnă să susții fericirea copilului, pentru că fericirea înseamnă foarte multe lucruri, mai multe decât s-a dezbătut până acum, înseamnă doar partea de zâmbet, înseamnă orice emoție, parte de responsabilizare, de angajament, de creativitate, de generare de soluții. Deci nu putem să vorbim numai de rezultate academice, vorbim de o performanță din mai multe unghiuri. Hai să ne ducem și către partea cu miturile fericirii. Da, miturile fericirii, așa cum au fost ele concentrate, sunt cam trei. Unul dintre ele este că fericirea se află undeva și atunci când vom avea partenerul potrivit, școala potrivită, casa potrivită, atunci fericirea noastră își va face apariția așa ca un artificiu. Pe când realitatea este că noi putem să intervenim asupra fericirii, putem să intervenim atât ca parteneri, profesori, directori, în orice rol pe care îl avem, putem să intervenim asupra fericirii noastre. Din nou, nu vorbim de 100%. Sonia Lyubomirsky, care este o cercetătoare a fericirii foarte cunoscută, propune soluția 40, adică noi putem să intervenim cam în acest procent, în acest interval, 40% asupra fericirii noastre. Și sunt multe, multe alte modalități de a interveni. Chiar ultima carte, Copilul Optimist, prezintă modul în care Seligman spune că putem să intervenim asupra optimismului copilului ca să creștem nivelul de fericire și așa mai departe. Un alt mit este că ori suntem fericiți, ori nu suntem. Este o povară foarte mare așa în această sentință, ca și cum nu am putea să facem nimic. Dar spuneam că s-a demonstrat, există studii, că noi putem să acționăm asupra nivelului fericirii, putem să ne reglăm, putem să acordăm mai mult în fericirii noastre, putem să aducem, să creăm un mediu optimist, putem să realizăm un design inclusiv al locuinței, al școlii, astfel încât toate celelalte elemente să poată să aibă un mediu propice, să putem să interacționăm mai ușor, să putem să avem spațiul nostru personal, și așa mai departe. Și mai este un mit, pe lângă acesta că trebuie să găsim undeva fericirea sau că este sau nu este, că fericirea ține foarte mult de circumstanțe. Și recunosc că, studiind atât de mult fericirea, mă simt foarte relaxată când văd o persoană, când dau seama că nu poți foarte mult să ghicești din fericirea acelei persoane și că este atunci când cunoaștem pe cineva, de fapt, cu adevărat putem să intervenim. Se presupune că putem să ghicim numai 10% din fericirea unei persoane. Nu ne putem da seama dacă vedem, nu știu, în ce mediu trăiește sau nivelul financiar pe care îl are. Și cred că lucrul acesta ne poate face să fim puțin mai profunzi atunci când urmărim niște modele, eu știu, în mass media, având impresia că dețin cheia fericirii. Așadar, acestea sunt cele trei mituri principale ale fericirii, care sunt foarte legate de miturile învățării, pentru că și niște mituri ale învățării apar, chiar niște neuromituri despre cum ar funcționa creierul nostru, cum ar trebui să fie designul orei, care au fost propagate de-a lungul timpului și care ne fac să acționăm după o hartă veche, după niște informații care au expirat.
De aceea eu consider că este foarte important să venim cu dovezi proaspete, cu studii care arată ce are impact și ce nu asupra calității vieții noastre. Pentru că până la urmă, așa cum spuneam, vorbim de viața plăcută, viața bună, viața semnificativă și dacă ne dorim să ne îmbunătățim viața, este important să acordăm timp și spațiu fericirii. Spuneai de vocea actorilor implicați în educație și aș vrea să te oprești puțin asupra părinților. Cum intră părinții în ecuația asta? Părinții sunt foarte importanți pentru că reprezintă un model de fericire propus copiilor. Copiii preiau acest model și îl consideră un adevăr fundamental al vieții, iar loialitatea sufletului de copil se vede că implementează cam aceleași concepții asupra fericirii. Și am observat că părinții sunt foarte deschiși la a cunoaște mai multe despre fericire, însă de foarte multe ori oprește stilul de viață, efectiv nu au timp de propria fericire și graba aceasta pe care și-o doresc cumva atunci când se apropie de fericire, face ca rezultatele să nu fie atât de rapide cât ar putea să fie, pentru că efectiv sunt într-o stare de oboseală foarte mare, sau la rândul lor nu au experimentat niște modele ale fericirii sănătoase, adică nu au avut relații sănătoase prin care să aibă un atașament securizant, prin care să-și cunoască propriile calități. Am momente în care îi întreb la ședință care este topul calităților dumnealor și nu știu să spună lucrul acesta. Sau o altă întrebare a fericirii este care sunt valorile fundamentale ale familiei sau motoul familiei. De foarte multe ori copiii spun mai repede care este motoul familiei, chiar dacă spun unul amuzant, decât părinții. Deci am părinți, nu știu, poate sunt bancheri sau orice alt, se pricep la cifre, dar cifrele magice ale propriei vieți unor nu le cunosc. Dar asta înseamnă că este tot un efect al educației pe care la care au fost expuși și am avut destul de multe întâlniri cu părinții și am vorbit despre modul în care se poate interveni în școală, faptul că este important să-i lase pe copii să-și gestioneze mai bine propria lume, să ia propriile decizii. Am apelat chiar la o agenda a copiilor în care ei singuri își făceau programul și există părinți care, într-adevăr, nu consideră cumva că fericirea ar fi un factor pozitiv în școli ca învățare, pentru că dânsii consideră că învățarea este foarte multă muncă, deci apar niște concepții de acestea foarte grele cumva pentru mintea de copil, care în loc să se joace cu informația, este pus să facă lucruri repetitive, să care dosare, văd copiii și cu ghiozdanul și cu dosarul plin de fișe, așa împovărați de greutatea muncilor, în condițiile în care te poți juca atât de mult cu informațiile și dialogul contează foarte mult. Sau părinți care nu au efectiv timp să facă un drum distractiv în mașină, de acasă până la școală, care dacă sunt invitați să învețe cu copilul, nu acordă timp acestui tip de învățare, învățarea în familie, de a arăta că putem să învățăm împreună și că dânsii tot timpul pot să învețe și să ajungem ușor, ușor la ideea de neuroplasticitate, că la orice vârstă putem să modificăm anumite lucruri, să descoperim anumite lucruri. Așadar, faptul că nu au experimentat fericirea sau faptul că, așa cum se spune literatura de specialitate, mergem după un model învechit al fericirii, îi determină uneori pe părinții atunci când sunt invitați să spună părerea despre fericirea la școală să nu aibă atât de multe lucruri de spus, să nu aibă nici măcar de menționat un profesor care să ilustreze ideea de fericire la școală. Deci au avut profesori destul de autoritari care nu neapărat i-au cunoscut, nu neapărat au mers pe compasiune și așa mai departe. Dar, potrivit și potrivit cercetării mele, indiferent de vârstă, ei sunt deschiși la fericire, sunt deschiși să aibă mai multe cunoștințe legate de dimensiunile fericirii și și-ar dori să știe cum să facă lucrul acesta. Adică au nevoie să înțeleagă rolul pe care ei îl au în susținerea fericirii copiilor, pentru că de foarte multe ori, nu știu, dacă văd o anumită reacție a copilului, se tem foarte repede de ea, nu stau alături de copil într-o emoție să vadă de unde vine, ce mesaj are această emoție, deci această grabă
ca și cum citești pe diagonală un text, te face să nu te mai bucuri de jocul de cuvinte, de profunzime. Și atunci a fost nevoie să discut cu părinții despre ce înseamnă fericirea la școală, cum arată o zi a noastră, ce face copilul, să-i invit la interviurile copiilor, de să ia parte la discuțiile noastre în care intre pe copii cum s-au simțit în anul respectiv, ce au descoperit nou, care este calitatea lor principală, nu știu, foarte multe lucruri legate de sursele de fericire. Așadar, părinții au răspuns pozitiv la invitația aceasta de a lua parte la aceste dialoguri ale fericirii. Au înțeles că există o legătură directă între rezultatele academice și fericire. Cât este creierul mai pregătit pentru învățare, cu atât rezultatele sunt mai bune. Dar sunt anumite momente în care observă că anumite lucruri nu funcționează în familie și revin la comportamentul vechi, adică nu lasă timp să se dezvolte o anumită abordare a unei situații și atunci se deșiră cumva lucruri făcuți și copiii sunt foarte confuzi, adică atâta timp când nu ai răbdare cu propria fericire, la un moment dat și ei ajung să fie nerăbdători cu ceea ce fac, să-și dorească rezultate foarte rapide. În loc să vorbească, la un moment dat chiar am participat eu la un workshop și spunea mentorul că e foarte important să ne vorbim cu draga mea și cu dragul meu. Și sunt foarte mulți părinți care revin la anumite lucruri pe care le-au exersat în școală și care acum n-ar trebui să aparțină unei lumi vechi, într-un fel. Când vorbim de asta, vorbim de mindset, ca să înțeleg exact conceptul. Putem să vorbim și de mindset-ul părinților, cu siguranță. Putem să vorbim și despre modul în care ei au experimentat fericirea, care este percepția lor asupra fericirii, care sunt convingerile pe care le-au asupra fericirii și faptul că noi vorbim chiar de o hipnoză a fericirii, faptul că, într-un fel, suntem programați de către educatorii noștri pentru un anumit tip de fericire. Și părinții, la rândul lor, au fost introduși într-un anumit circuit al fericirii, unde ingredientele acestea care asigură un nivel optim de fericire nu au fost furnizate la un nivel satisfăcător. Și atunci au o anumită satisfacție în raport cu munca lor, chiar și cu rolul de părinte și așa mai departe. Și până părintele nu se va ocupa de propria fericire, până nu va activa acel mindset de care spuneai, cu greu va putea să-i prezinte în mod autentic copilului ce înseamnă să-ți construiești propria fericire. Pentru că copiii studiază și văd nivelul de fericire pe care îl exersează și nivelul de fericire la care ajung. Dar eu cred că e foarte important de eliminat vinovăția din această ecuație. Pentru că până la urmă noi facem ceea ce știm mai bine, activăm nivelul nostru maxim și cred că atunci când îi invităm pe părinți sau pe profesor la o discuție despre fericire, nu vorbim despre învinuire și să găsim țapul ispășitor, ci cumva cum reușim din situația în care suntem să avem o strategie atât pe termen scurt, pentru că fericirea este despre beneficiu prezent, cât și o strategie pe termen lung, pentru că în fericire apare și beneficiul pe termen lung. Deci este fundamental să avem în vedere ce construim în prezent și care este relația noastră cu viitorul și inclusiv cu viitorul fericirii noastre. Pentru că și în studiile internaționale, modul în care se raportează inclusiv locuitorii unui oraș la fericirea viitoare sau o țară este scorat. Deci putem să măsurăm fericirea. Există mai multe modalități de a măsura fericirea, fie prin întrebările fericire, pentru că este o experiență personală, de singur putem să spunem cât de satisfăcuți, cum putem să evaluăm viața noastră, dar există și niște instrumente atât pentru copii cât și pentru adulți care pot să fie luate în calcul atunci când vrem să investigăm mediul fericirii într-un anumit spațiu. Andreea, spuneai că ai colaborat cu Teach for Romania, adică ai ajutat la formarea profesorilor care urmează să predea în diferite medii la diferite școli și am vrea să ne povestești un pic cum a fost experiența de acolo. A fost primul grup de profesori de fericire, au fost aproximativ 30 de profesori și a fost un weekend cu 3 module, un weekend intens cu foarte multe ore în care am dezbătut inclusiv literatura de specialitate,
aceste mituri ale fericirii, ce comportamente susțin fericirea la școală, cum putem să intervenim astfel încât să facem o legătură între fericirea școlară și fericirea la locul de muncă. Și a fost foarte interesant că au fost profesori, inclusiv de gimnaziu, profesori care erau fie de matematică și își doreau din perspectivă matematică să abordăm fericirea, sau profesori de română și am vorbit despre limbajul fericirii. Deci au fost profesorii care predau diverse discipline și a fost și mai bogată discuția. Și împreună cu ei am dezbătut ce instrument am putea să mai facem, inclusiv caseta de energie, copiii să-și deseneze o casetă dimineața cu un cod de culori în funcție de nivelul de energie, pentru că este ca și cum ai verifica, nu știu, un dispozitiv la un moment dat, și nu neapărat că vorbim de robot fericire, dar trebuie să știi din ce punct pornești cu un elev, cu ce energie pornește într-o anumită oră și cum facem să creștem nivelul de energie, cum facem să avem grijă de corpul nostru și în felul acesta reușim să vedem și care este peisajul clasei, adică unde livrăm noi instrumentele fericirii. Și au fost foarte multe discuții legate de ce înseamnă un corp fericit, ce înseamnă un creier fericit, au fost o felul de concluzii utile și urmează să avem anul următor un update, să discutăm pe mai departe ce a apărut nou, pentru că apar studii din ce în ce mai mult. A fost așa un început destul de firav acum câțiva ani și acum în 2020 sunt foarte multe publicații cu studii noi, care sunt foarte valoroase și cu abordări și mai bogate. Și pentru mine a fost o modalitate atât de a deveni mentorul unor profesori sau chiar de a face selecție pentru profesorii pentru America. Spre exemplu, am selectat un profesor care predă și engleză și limba română pentru a preda limba română ca limbă străină. Și sunt contexte de acestea în care, până la urmă, noi profesorii ajungem să colaborăm. Deci, până la urmă, aceste cursuri de formare ar trebui să fie și contexte de selecție și contexte în care să colaborăm. Și cu siguranță din aceste cursuri, din aceste intervenții, voi selecta și echipa Pedagogia Fericirii, pentru că este nevoie de o echipă de cercetare atunci când construiești și o pedagogie și când propui pentru școli un ghid sau un anumit program. Eu în prezent investighez elementele unei Pedagogii a Fericirii, deci am luat foarte, foarte multe surse ale fericirii, dar există și cercetări ulterioare care vor fi făcute pe în următorii zeci de ani. Nu se face totul pomnind din degete, trebuie privit longitudinal, trebuie privite efectele de-a lungul timpului și este foarte important să se ajungă la un model cât mai practic, adică un profesor să folosească o fișă de observație sau să folosească o paletă de activități și să reușească să aibă acest start și ulterior să-și construiască propriile instrumente în funcție de stilul pe care îl are. Pentru că atâta timp cât aplici niște instrumente care nu te reprezintă, rezultatele nu vor fi atât de valoroase când pur și simplu îți pui sufletul în ceea ce faci. Și eu cred că e foarte important să respecti stilul profesorului, dar să-l faci să cunoască și alte abordări, să testeze aceste abordări și să vadă ceea ce funcționează în clasa lui. Andreea, ai spus despre metoda sau, nu știu, ideea aceea cu cutia energiei și aș vrea să-mi spui un pic mai multe cum aș putea să o implementez și eu la clasă. E pur și simplu nu o imagine cu o cutie, iar copiii își desenează în fiecare zi nivelul de energie, iar noi la sfârșitul unei luni ne dăm seama cum au mers în fiecare zi sau cum e? Da, într-adevăr, se poate face și analiza aceasta la final de lună. Eu am încercat foarte mult să transform tot ceea ce este un element al clasei. Am transformat băncile, am transformat dulăpioarele, am transformat tabla. Tabla a ajuns la un moment dat să fie un instrument de comunicare. Copiii scriau despre emoțiile lor, scriau mesaje. Sub dată aveam un gând al zilei care ne încuraja și încerca să fie un declanșator de stare. Și bineînțeles că aceste caietele pot să fie transformate la clasă, inclusiv într-o casetă de energie, care poate să fie pusă sub dată,
Iar copilul poate să deseneze cu verde dacă simte energie cu foarte mare, foarte înaltă, sau cu galben dacă are o energie ușor scăzută, sau cu roșu dacă are nevoie la un moment dat, nu știu, de o pauză, pentru că noi vorbim de uneori de mini-vacanțe în ore, cam de un minut sau două, pe care ei le anunță, dar pe care și le pot lua, pentru că asta înseamnă să respecti propriul ritm. La un moment dat să știi când să încetinești, când să accelerezi și copiii ajung să folosească foarte, foarte creativ aceste instrumente. Bineînțeles că acele casetuțe cu siguranță vor fi decorate și cu urechiușe și așa mai departe. Se vede în funcție de vârstă, fiecare instrument devine mai eficient sau la un moment dat se poate înlocui cu altceva. Eu chiar vorbesc cu copiii despre lucrurile care ne sunt utile sau nu. La un moment dat un lucru poate că nu ne mai este util și renunțăm la el. Deci caseta poate să fie folosită o perioadă, astfel încât ei să știe să anunțe dacă au o anumită stare. Culorile se pot alege în funcție de preferințele lor, adică nu trebuie să fie neapărat verde, pentru ce poate fi culoarea preferată. Și această deschidere spre alegerea copilului îl determină și pe el să fie cât mai inventiv. La un moment dat devine el creator de fericire, pentru că unul dintre principiile fericirii este să fie co-creatorii ai fericirii alături de profesori. Bineînțeles că noi vorbind despre o categorie calitativă, fericirea, cu un abstract destul de mare, trebuie foarte, foarte bine lucrat la harta fericirii, exact cum ai face o hartă mentală, la harta fericirii unei clase, pentru a vedea ce este necesar și ce nu. Pentru că într-o școală unde sunt resurse, unde sunt dotări, poate nu este nevoie de anumite intervenții, dar, de exemplu, când am lucrat în școli care aveau nevoie de niște instrumente speciale, de exemplu, erau copii care nici nu aveau un părinte care să îi trezească dimineața, să le pună ceasul să sune, erau niște situații destul de complicate. Și atunci acolo vorbim despre altceva, vorbim despre un alt nivel de bază al fericirii. Deci ca să vorbim despre onestitate la nivelul școlilor, trebuie să vedem de unde începem. Pentru că un profesor poate este într-un anumit spațiu, anumite resurse, dar în altă școală poate are nevoie de un ajutor foarte mare. Deci profilul clasei determină și intervențiile la nivelul școlii. Andreea, sunt foarte curios ce o să răspunzi la următoarea întrebare, și anume, dacă ai ajunge într-o funcție cu putere de decizie mare la nivelul țării și ai la dispoziție, ai posibilitatea de a face cel puțin o schimbare, dar cumva impactul să se vadă în termen scurt, în, să zicem, un an de zile, ce ai face? Cred că sunt mai multe versiuni, pentru că am foarte multe dorințe de transformarea școlilor și lucrurile acestea ar fi așa, ca o dedicație de drag față de efortul profesorilor de a afla despre fericire sau modul în care copiii m-au surprins cât de creativ pot să fie în privința fericirii sau cât de firesc li se pare să aplice anumite instrumente ale fericirii, dar și pentru părinți, pentru că am văzut că își doresc să fie părinți buni și înțeleg că această bunătate pe care își oferă lor sau copiilor ține foarte mult și de cât de mult stau așa alături de fericirea copilului. Așa că, probabil, pe termen scurt, aș înființa niște biblioteci ale fericirii în școli, astfel încât părinții să ajungă la aceste instrumente, care mie mi se par foarte valoroase, și să le consulte și să selecteze în funcție de filtru personal ceea ce ar fi util pentru ei. Dar, pe termen scurt, este cel mai ușor să intervii asupra detaliului. Și, după cum spuneam, aș schimba caietelele, deci nu aș mai avea acele caietele rigide, aș avea caietele care să vorbească despre starea de fericire a copiilor, sau aș face mai multe ore verzi, adică mai multe ore afară. Eu am făcut multe ore pe salteluțe cu copiii și am învățat la soare, pentru că soarele influențează foarte mult nivelul de dopamină și așa mai departe. Deci a schimba inclusiv pauzele să fie nu doar o rupere așa de ore, aș interveni la nivelul detaliului. Deci aș avea un ghid de minim, nu știu, 20 de schimbări asupra detaliilor, pentru că detaliul are un impact foarte, foarte mare asupra fericirii. Deci chiar, nu știu, culoarea hârtiei pe care scriu copiii sau
aerul din clasă sau dispunerea mobilierului și așa mai departe. Deci chiar nu, în calea fericirii nu sunt chiar atât de multe obstacole. Aș da obstacolele mici la o parte. Crezi că ți-ai convinge colegii să implementeze schimbările astea? Păi eu am deja nu doar o colaborare foarte frumoasă în școală, chiar o prietenie deosebită, chiar mă simt foarte fericită la școala la care sunt. Și sunt colegi care mă caută să-mi spună ce au mai citit despre fericire, mă invită pentru anumite ore să fac propuneri sau când sărbătorez ziua fericirii, mă întreabă ce activități ar putea să facă. Dar lucrul acesta mi-a fost foarte ușor. Eu chiar cred că există un moment propice de a aduce aceste instrumente la nivelul școlilor. În cercetarea mea au răspuns profesori din toate județele, excepție 3, deci numai 3 județe nu au luat parte la cercetarea pe care eu am făcut-o și sunt profesori care au plecat în străinătate și mi-au spus, uite, să preda așa cum predai tu sau îmi trimit o felul de cărți pe care le descoperă despre fericire și asta mi-arată că e o dorință foarte mare de a discuta despre acest subiect, pentru că tot vorbim despre faptul că nu avem lucru, ok, dar ce avem? Adică, până la urmă, și cu copiii vorbeam despre timpul de aur din clasă, cum îl valorificăm? Până să ajungă schimbări la noi, este foarte important noi să dăm o față umană clasei și să luăm aceste lucruri mici și să vedem pe pielea noastră cum se simt. Pentru că nu vorbim despre o fericire obligatorie și nu vorbim nici despre o fericire marketing. Noi vorbim acum despre o fericire care să ajungă în școlile de stat, nu să fie doar în anumite școli speciale ca un element așa de lux sau un element care să diferențieze, ci cumva este un dreptul la fericire al tuturor elevilor și al tuturor profesorilor, mai ales pe poziția de educator. Este foarte important tu să fii într-o anumită stare și să lucrezi în anumite condiții, pentru că, ei bine, exact cum vorbim, nu știu, de producerea unui fulger, așa este și cu fericirea, se produce în anumite condiții, iar dacă noi nu investigăm condițiile în care se petrece fericirea, nu o să înțelegem cu adevărat fericirea. Și noi vorbim într-adevăr de secole, de, nu știu, foarte mult timp în care s-a studiat fericirea, nu trebuie să reinventăm anumite lucruri. Chiar citind istoria pedagogiei putem să ne dăm seama de lucruri fabuloase care erau și înainte abordate sau o deschidere fenomenală spre ceea ce înseamnă umanul și psihologia copilului. Nu putem decât să ne simțim smeriți din această poziție. Pe de altă parte, sunt atâtea lucruri care se pot întâmpla în direcția fericirii la școală încât acum cu modernitate, deci noi nu vorbim despre o revoluție. Noi vorbim despre abordarea modernă a statutului copilului, profesorului, părintelui și respectarea demnității umane, pentru că a învăța niște condiții care nu ilustrează, eu știu, performanțele creierului și creativitatea persoanelor și, eu știu, optimismul pe care putem să-l avem în privința a ceea ce facem, adică e ca și cum noi facem un lucru și îi dăm foc, adică e valabil doar în ziua respectivă. Eu cred că copiii trebuie să învețe că ceea ce fac ei poate avea un impact, să răspundă la niște soluții, astfel încât să fie cetățeni active ale acestei lumi, să creeze ei lecții, bineînțeles cu, la început, cu ajutorul profesorului, însă putem avea niște surprize de învățare extraordinare din partea elevilor și cred că prin încrederea pe care noi le acordăm copiilor și părinții pot fi uimiți de ceea ce pot să facă copiilor. Pentru că de foarte multe ori îi văd foarte mici sau încearcă să-i protejeze destul de mult și noi trebuie să venim cu, și cu scenariul viitorului. Uitați, în momentul în care faci acest lucru, consecințele sunt acestea, inclusiv cu copiii, este important să vorbim despre consecințele logice. Adică nu înseamnă că sunt un profesor bun dacă tot timpul te protejezi, îți iau din calea ta niște consecințe, ci hai să ne întâlnim împreună umăr la umăr cu consecințele comportamentului tău și să vedem ce aduce în clasa noastră, ce efect are asupra ta și așa mai departe. Pentru că una este când avem această discuție noi, adulți, dar cu siguranță când suntem în fața ochilor de copii, avem acel limbaj ludic și vorbim cu ei altfel. Nu vorbim, nu știu, spunem natație, putem să spunem înot și mergi la piscină. Nu trebuie să folosim cuvinte pompoase. Plus că cele mai reușite programe în general de prevenție sunt în cele care nu se folosesc cuvintele
respective. De exemplu, dacă vrei să vorbești copii despre drog, nu folosești drog. Putem să facem programe despre fericire când nu vorbim despre fericire. Putem să vorbim despre cât de luminoasă este clasa noastră, cât de confortabil te simți când scrii, ce spune caietelul tău despre tine, cât de grijă ai de caietel și așa mai departe. Deci nu trebuie să fim foarte serioși și să uităm de faptul că, până la urmă, fericirea este și paradoxală. Fericirea poate să apară și așa din anumite interferențe la care nu ne-am gândit. Dar asta înseamnă dinamica unui spațiu pe care noi îl construim cumva într-un cadru optimist, adică cu încredere în puterile noastre, cu încredere în schimbare, cu deschidere față de ceilalți, adică nu suntem unii contra celorlalți, pentru că am văzut mai ales și situația profesorilor care se simt verificați în loc să simtă că sunt sfătuiți să facă niște schimbări și asta am văzut, de exemplu, la evaluările de grad, când de multe ori se pregătește un scenariu inventat, adică nu este o zi așa cum se întâmplă și copiii simt acest artificial că trebuie să joace un rol, când până la urmă în școală ar trebui să lucrăm cu realitatea, adică și programele pe care noi le propunem să fie o oglindire a realității dintr-o școală, deci să nu putem să aplicăm ceva care are legătură cu elementele altei școli. Nici măcar, adică și ignorarea aceasta a culturalului poate fi foarte periculoasă pentru implementarea unor programe. Așadar, dacă schimbările pe termen scurt se referă la detalii, care ar fi o singură schimbare pe termen lung la care te gândești acum? Și când zic termen lung, zic mai mulți ani, chiar 5, 7, 8, chiar 10 ani. Atunci când am pornit acest program și am încercat să-i găsesc coordonatele românești, m-am gândit că la un moment dat, pe lângă a fi fericiți la școală, copiii este foarte important să învețe efectiv despre fericire. Și asta mi-ar plăcea mie, să ajungă în școlile din România curriculumul fericirii, adică efectiv să se abordeze direct acest subiect, astfel încât copiii să poată să aibă dezbateri despre fericire, cum spuneam, sunt o mulțime de texte pe care le putem folosi pentru filozofia fericirii sau putem învăța, nu știu, matematica vorbind despre motivele noastre de fericire și așa mai departe. Deci putem să transformăm școala astfel încât să fie loc de fericire la fiecare oră, adică nu să fie doar un timp special al fericirii. Să învețe copiii să se relaxeze, pentru că sunt foarte mulți copii care sunt invitați, relaxează-te și efectiv ei nu știu cum să se relaxeze, adică nici măcar așa, la un joc, uite, mâinile tale sunt ca niște norișori, hai să vedem cum fața, cum lăsăm puțin mandibula și cum ce simți acum, adică sunt niște mișcări efective, eu în clasă vorbesc de poziția de putere, deci atunci când încep o anumită poziție, este folosită și în artele marțiale, deci sunt niște lucruri de schimbare foarte mică, cu efect foarte mare. Și atunci eu mi-aș dori foarte mult în școlile din România să apară acest curriculum al fericirii. Andreea, pentru biblioteca noastră, pentru completarea bibliotecii, recomandă-ne o carte. Eu țin foarte mult la ideea aceasta de bibliotecă a profesorilor, a părinților și chiar am făcut o campanie și încă este de câțiva ani, Cartea de pe Catedră și tot timpul prezint. Iar acum, bineînțeles că eu știu că voi mă lăsați să transform puțin regulile, o să fac mai multe propuneri. Pentru copii ar fi Jurnalul Fericirii la Școală, cel pe care l-am lansat anul trecut, dar și o carte care vorbește despre cele 7 obișnuințe ale copiilor fericiți. Și mă distrează foarte mult când în carte se spune că distracția și-o fac singuri, pentru că de multe ori copiii așteaptă noi să-i distrăm și să-i scăpăm de plictiseală, când se pot juca puțin și cu această plictiseală. Pentru părinți aș propune Copilul Optimist de Seligman. Există și niște scale foarte interesante, cum se poate măsura nivelul de optimism al copilului, cum să ajutăm copilul să privească cu optimism lumea. Și a doua carte, de fapt trei sunt pentru părinți, Cum să fii fericit. Aici vor întâlni o abordare științifică, Cum să fii fericit de Sonia Lubomirski. Și pentru că sunt studentă și la psihologie în ultimul an,
Recomand cartea Cum să-ți reinventezi viața și aici părinții pot să-și dea seama de capcanele gândirii pe care noi le avem și ce scheme intră în acțiune în anumite situații. Iar pentru directori și profesori aș recomanda Avantajul fericirii. Aici veți găsi foarte multe cifre care vă vor face să vedeți că fericirea rentează foarte mult în viețile noastre. Mulțumim, Andreea, pentru toate recomandările. Ne-ai completat cu siguranță un raft întreg din bibliotecă. Și poți și împrumuta din cărțile mele. E bine de știut asta. Mulțumim. Și pe final de podcast, Andreea, transmite-ne un gând. Transmite-le un gând profesorilor. În primul rând, mi-ar plăcea să mă adresez cu dragii mei, pentru că îmi sunt foarte dragi. Le mulțumesc foarte mult că mi-au fost alături în acești ani. Atâtea mesaje pe care eu le-am primit la rândul meu din partea lor de încurajare și mesaje de curiozitate asupra pedagogiei fericirii. Și ce îmi doresc eu foarte mult este să aibă grijă de propria fericire, pentru că este o inspirație pentru cei mici și chiar și pentru părinți. Cred că ne educăm unii pe ceilalți. Este așa un circuit al fericirii. Este o influență reciprocă. Andreea, îți mulțumim mult pentru discuția de astăzi. Îți mărturisesc că eu sunt mai, nu știu, nu e cel mai potrivit cuvânt, dar o să-l folosesc pe acesta, reticient la viziunea aceasta a fericirii, în sensul în care mă regăsesc în multe din gândurile și ideile tale, dar nu neapărat cu conceptul în sine, dar dincolo de asta, cred că e foarte important să avem discuții constructive și eu mi-am luat o grămadă de gânduri și idei faine din discuția de astăzi și sunt convins că la fel e și în cazul Claudiei și al ascultătorilor noștri. Deci, mulțumim! Și eu îți mulțumesc, Andrei, și să știi că pentru a asimila un anumit conținut este nevoie de timp. Când vei fi pregătit, poate vom continua discuția. Eu cred că este important să găsești sursele convingătoare pentru tine, care pot să își genereze, eu știu, un nivel de încredere mai mare. Bineînțeles că deschiderea spre fericire este diferită, dar e bine de văzut care sunt cauzele poziției, ce te face să îmbrățișezi această poziție. Eu mă regăsesc foarte mult în ceea ce spui, Andreea, și voiam și eu să-ți mulțumesc pentru astăzi. Mulțumesc și eu mult! Dacă ți-a plăcut acest episod, te rugăm să te abonezi la canalul nostru, să dai like paginii noastre de Facebook, să îl trimiți prietenilor sau colegilor și să îl distribui pe rețelele de socializare. În acest fel, ideile de aici pot ajunge la un număr cât mai mare de persoane interesate. Îți mulțumim! Pe data viitoare!